Cazurile de viroze și pneumonie au crescut alarmant în ultima săptămână. Cele mai afectate categorii sunt copiii și bătrânii. Numărul de viroze înregistrat în săptămâna trecută pentru județul Gorj a fost de 867 de cazuri. La pneumonii, tot în această perioadă, totalul a fost 402 cazuri. Medicii dau vina pe schimbările bruște de temperatură, dar spun că și colectivitățile favorizează răspândirea virusurilor. Așa se explică și numărul mare al micuților bolnavi care contactează virusuri la grădiniță sau școală. Saloanele secțiilor de boli infecțioase și pediatrie ale Spitalului Județean Târgu Jiu au devenit neîncăpătoare. Cazurile ușoare care nu au, cum să vă spun, febră mare sau se limitează strict la căile respiratorii superioare, da, sigur că da, îi consultăm și îi trimitem acasă. Dacă i-am internat pe toți, nu ar fi bine. Nu am avea loc. Mămicile spun că au fost nevoite să vină cu micuții la spital după ce starea lor s-a agravat. M-avea diaree, vomita, durea burtica foarte rău și temperatură. Da, din cauza vremii, cred că a răcit, puternic transpirat. I s-a blocat o venă la gât, că de la curent și-a răsucit capul și pe urmă n-a mai putut să mai întoarcă. Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală, igiena și o alimentație care să conțină multe fructe.